Minus 50 de grade. Serena va primi acești bănuți. Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Noi suntem Retevici și astăzi împreună cu toată familia o să mergem la Destiny Park. Așa că dacă vreți să vedeți ceea ce facem astăzi pe aici și ce activități o să facă Serena, o să vă rugăm să urmăriți vlogul până la sfârșit. Final. Și nu uitați, dacă vă place acest tip de content, să ne scrieți în comentarii și o să mergem și în alte locații. Ești pregătită? Da. Unde vrei să mergi cel mai mult? La Lidl. La Lidl? Vrei să fii casier la Lidl? Da. Și în altă parte, unde mai era interesant? La fabrica de ciocolatoare sau la farmacie? Da. Și vrei să fii și pompier? Pompier și vreau să fiu și un om de știință. Da. Acesta este biletul de îmbarcare. Noi am ales varianta de full day și cu 100 de magic bănuți, pe care urma Serena să-i folosească pentru toate activitățile din Destiny Park. După cum ați văzut la îmbarcare, Serena a primit acest bilețel. Acest bilețel este un cec de 100 de bănuți, mai exact bani magici. Cu acești bani magici pe care Serena o să-i convertească la bancă, pentru că aici avem o bancă, uitați! Chiar este Banca Transilvania. Serena va primi acești bănuți și cu ei poate să plătească pentru activități sau se poate duce să se angajeze și va primi alți bănuți pentru activități. Și trebuie să vedeți asta, veniți aici. Uitați cât de mulți bani! Wow! Banii ăștia seamănă foarte mult cu niște bani reali. Fiecare bancnotă are câte o valoare diferită, așa că suntem foarte, foarte curioși să vedem dacă și Serena va primi banii aceștia când va presta anumite activități. Scopul este ca cei mici să se joace și să învețe să și așa puțină educație financiară. Că trebuie să știi când să cheltui bani și când să câștigi, nu? Ești pregătită să muncești? Da. Ești mai pregătită să muncești, nu, decât da. Să cheltui. Serena, ești pregătită să mergem să luăm bani de la bancă? Da. Hai să mergem. Îți dăm drumul la tine. Avem noi aici un cec de 100 de magic bani. Ai mai fost pe la noi prin parc? E prima dată! Bine ai venit! Eu, în schimbul cecului, îți voi da ție 100 de magic bani. Da? Aceștia sunt bănuțite de început, pentru că, fii atentă, la noi în parc există foarte multe activități la care te poți angaja și dați fiind că te angajezi, înseamnă că la final vei primi și un salariu, adică vei câștiga și mai mulți magic bănuți. În același timp, în parc, să știi că există și activități unde, dacă dorești să intri, trebuie să plătești o intrare, evident, în Magic Bank. Ca să-ți dai seama unde te poți angaja să câștigi bani sau unde trebuie să plătești, lângă fiecare activitate pe perete există o tabletă. E imposibil să rămâi fără bani atât timp cât te distrezi, dar te duci și să mai muncești din când în când. Și am terminat și cu banca și cam așa arată banii pe care i-am luat. Avem bancnote de 1, de 5, de 10 și de 20. Acum suntem la Lidl pentru că Serena și-a dorit foarte mult să fie casier. Și pentru munca pe care o să o presteze ca și casier, o să fie remunerată la sfârșit cu 10 bani magici. După 10 minute de așteptare, în sfârșit Serena s-a așezat pe scaunul de casier de la Lidl și și-a început ura. Ce acolo? Nu e mai, e gol! Ai luat salariu? Acum vreau să cumpăr. Pentru fiecare activitate pe care o face copilul, va exista o astfel de tabletă unde ne arată de la ce vârstă se poate, cât durează activitatea, câți bani ne costă sau câți bani câștigăm. Și uitați ce valoare învață copilul. Ca să fii content creator, înveți responsabilitate, determinare, curaj, ce dovândești ca și competență, creativitate, simț de observație, atenție, utilizarea tehnologiei. E greu, e greu să fii content creator. În caz că vă gândeați că e ușor, e greu. Serena a ales să fie doctor. Ajută la aducerea pe lume a bebelușilor. Ce moment frumos! După ce s-a echipat, doamna doctor i-a explicat Serenei și celorlalte fetițe ce se întâmplă într-o maternitate și cum îi pot ajuta pe bebeluși. Unul dintre momentele așteptate de către Serena este să meargă cu ambulanța, așa că acum s-a dus la camera de gardă și o să aibă un pacient, o să-l pună în ambulanță și o să plece cu el. Uitați cât de bine arată ambulanța asta, adică ea are aici frumos cameră, da, de mașalier, adică cumva pentru pasionații de mașini e next level, da? Și hai să vedeți cum arată și ambulanța înăuntru. Eu nu o să intru în ea pentru că, na, cu siguranță nu o să am loc, așa că așteptăm să intre copiii, da? S-a dat alarma în Destiny Park. Un cetățean a fost lovit și a rămas în mijlocul drumului, așa că oamenii au contactat autoritățile. Ambulanța urmează să apară. Și veniți repede la pacient, e pacientul nostru. S-ar putea, o să fie leșinat,
verificăm două degete la nas și verificăm dacă pacientul nostru respiră. Dar noi o simțim. 3. Excelent. Așa, ușure, da? Să nu vă loviți la geam. Suscriere pe pătuț, da? Lazi, cât ai câștigat? 10 lei! Bravo, mami! Să mergem să-i cheltuim! Ce mai de drăguț îi stă acolo? Foarte drăguț! Credeam că o să putem intra și noi să facem frumos, să prezentăm știrea zilei. Bună seara România, bună seara București! Întrerupem acest program pentru a vă reaminti că dacă vă place genul acesta de content, nu uitați să uitați subscribe. Eliza, ai legătura! Bună, Răzvan! Am preluat legătura, mulțumesc! Voiam să vă mai anunțăm că dacă vreți să fiți la curent cu tot ceea ce facem, să ne dați follow pe TikTok și pe Instagram. Mulțumesc! Serena a decis să meargă și la o activitate unde să cheltuie din bănuții câștigați, așa că s-a dus să facă pizza. După ce copiii au fost echipați, doamnele le-au prezentat istoria din spatele pizzei, apoi au început să o facă împreună. Doamna a făcut partea mai grea, iar copiii și-au putut personaliza fiecare felia proprie pe care la final a și primit-o să o mănânce. Ia zi, ce ai făcut aici? Am făcut pizza și astea mergem să mănânc! Să mai așteptăm. Ce pizza? Cu părâm și cu șunca. Între timp s-a mai trezit cineva care a dormit în ultimele ore. Bună ziua! Salut! Și uitați-o și pe Eva aici, scrieți voi în comentarii unde vreți să mergem cu ea. Să o punem la treabă sau să mergem să ne distrăm cu ea? Ce spuneți? Acum mă duc la poliție. La secția de poliție, Serena a primit o misiune secretă. După ce s-a echipat, a primit instrucțiunile și a fugit în acțiune. Atunci când te duci în activități, prima dată bați la ușă, te prezinți, spui că ești de la poliție și ulterior spui ce cauți, bine? Iar acum tu o să te duci să cauți cartea Sofie. Prima oprire o să fie la Lego. De la Lego și trebuie să-i găsesc cartea Sofie. Am ajuns la Lego și trebuie să mă duc să caut cartea Sofie. Bună ziua! Trebuie să mergem acolo să găsim cartea Sofie. Hai! La rovere, pentru că aici nu este. Să mergem la Dr. Max. Ei, am găsit cartea, hai să mergem la poliție. Unde ai găsit Lucica? La farmacia acolo, Dr. Max, nu? Am plecat în misiune! Ia zisere, cum a fost până aici? Ți-a plăcut? Pe da. Unde am fost? Pe la activități? Da. Și ce activitate ți-a plăcut cel mai mult? Pizzerie! Ți-a plăcut să faci pizza? Dar da. Nu mi-ai spus cum a fost pizza. A fost bună? A fost mega delicioasă! Mamă, sincer, pizza a arătat super, super bine și când am mâncat-o, deci am o poftă de nebunesc de pizza. Acum suntem aici la Lidl, la colțul de reciclat și așteptăm să se deschidă, să vedem ce putem face în zona aceasta. Există și un stand chiar aici în spatele meu, unde copiii învață despre reciclare și sustenabilitate. Serena chiar acum a intrat acolo și o să luăm o reacție să vedem cum a fost, dacă i-a plăcut și ce a învățat. Am învățat să avem grijă de planetă. Așa. Și pentru că să aflăm planeta. Am câștigat 10 lei. Prima oară când am auzit de astfel de locații a fost într-o ședință de echipă, când managerul meu mi-a spus că există astfel de centre de activități în Dubai și în Londra. Și eu nu am știut că există în România și atunci când, nu mai știu, printr-o întâmplare am auzit de la cineva că avem în România, am zis că trebuie neapărat să ajungem și chiar a meritat. Este foarte fain aici. Ne place și nouă ca adulți. Sunt foarte multe lucruri de făcut, adică să stai aici toată ziua și copiii sunt încântați, adică uitați-vă puțin. Carti! Cum a fost? Foarte bine! Ți-a plăcut? Da! Că m-am speriat când dădeau frânele alea bruxe. Și acum am ajuns în zona unde găsim un simulator de cutremur. O să vă arătăm în scurt timp
ce se întâmplă exact aici. Domnule, mă interesează reacția voastră. Ia zi, Sere, ce ai învățat aici la camera de cutremur? Despre cutremur, să ne ținem așa ca... Să fim cât mai ghemuiți, da? Deci, dacă vine un cutremur, unde trebuie să ne adăpostim? Că toc ușii. Așa, sau dacă suntem la școală, unde trebuie să ne adăpostim? Sub masă. Sub bancă, da? Bravo. Dacă avem niște dulapi lângă noi, avem grijă că eu sunt fix lângă dulapurile. Și să nu cadă peste noi dulapurile, da? Da, și nu ne ducem afară, că poate să cadă dulapurile fix în capăt. Exact. Acum este și Eva la înălțime, vede și ea ce se întâmplă pe aici. Păi este foarte curioasă și o înțeleg, pentru că sunt luminițe și sunt atât de multe lucruri interesante. Și vrem să mergem acum la zona de pilot, ca să termina să fie pilot de avion. Bună ziua! Uite aici e pilotul, unde noi putem sta la manșă. Acum trebuie să pornim motoarele, ca să putem decola. Apăsăm pe unul. O să apeși. Și pe urmă, astea sunt flapsuri. E un fel de frână a avionului. Așa că o să dăm pe zero. Asta, maneta asta un pic eu până la capăt. Excelent. Și în același timp ține manșa dreaptă și când ajungem în dreptul cercului roșu, când tragem de manetă spre pieptul nostru, așa, excelent. Se ridică botul avionului. Bravo. Cum e să fii pilot? Bine. Uite, vezi, ăsta e aeroportul. De la manșa avionului vorbește copilotul. Temperatura este una optimă. Zburăm cu 500 de kilometri pe oră și temperatura este de minus 50 de grade. Vă dorim călătorie frumoasă. Ceruri! Soarele! Soarele! Hai! Atâi doi! Trebuie să mișcă. Plec! Plec! Aduc, aduc! Jos, vreau să mă duc jos! A fost o experiență frumoasă pentru toată familia. Cu siguranță o să ne mai întoarcem, eu așa zic. Și este o locație de recomandat, adică dacă n-ați fost până acum aici, trebuie musai să veniți. Noi, cel puțin ca adulți, ne-a plăcut foarte mult. Ne-a plăcut foarte, foarte mult. Am fost super încântat. Și mai ales Elena a fost încântată, adică greu am reușit acum să o luăm după aproape 5 ore. Iar dacă v-a plăcut genul acesta de content, vă rog să ne scrieți în comentarii și să ne mai propuneți locații în care să mai mergem. Nu uitați să ne dați subscribe și follow pe TikTok și pe Instagram. Acolo postăm mai mult din ceea ce facem în fiecare zi. V-am pupat!